Părinți, rude și cunoștințe s-au adunat la grupul școlar Ioan Bojor pentru a lua parte la festivitatea de absolvire a elevilor de clasa 12-a. Emoțiile s-au simțit chiar și în glasurile profesorilor. Dragi absolvenți, educația nu înseamnă cât de mult ai reținut și nici măcar cât de mult cunoști. Este capacitatea de a diferenția între ceea ce știi și ceea ce nu știi. Anatol Frons. Am deosebită plăcere de a fi prezentă în mijlocul dumneavoastră, azi, vineri, 11 iunie 2010, zi de sărbătoare și zi emoționantă pentru toți absolvenții celor 6 clase terminale de la grupul școlar Ioan Bojor din Reghin. Consider această zi un amalgam de contraste, de multe sentimente, de reacții și evenimente contradictorii. De ce? Pentru că plângem de bucurie. Râdem cu o oarecare tristețe. Celebrăm simbolic în același timp un sfârșit și un început de drum. Premianților li s-au înmânat, bineînțeles, premiile muncite de-a lungul perioadei petrecute în această instituție. Nimeni nu a fost uitat, semn că există oameni valoroși care merită toată aprecierea. Stimați profesori, dragi absolvenți și iubiți elevi, acum, la această aniversare, gândurile noastre se întorc la primii ani de liceu, la emoțiile și stângăciile vârstei. Pe nesimțite, anii de liceu au trecut și iată-ne în fața celui mai mare moment din viața noastră de elev și anume absolvirea liceului. Avem convingerea că, predându-vă această cheie a succesului, veți continua munca de însușire a tainelor științei, veți perfecta pregătirea de respecialitate, devenind niște tineri bine pregătiți pentru viață. Odată cu încheierea festivității de la acest liceu, a luat sfârșit și perioada în care grupurile școlare din oraș și-au luat adio de la încă o generație. Fiecare școală în parte și-a reunit la un restaurant elevii pentru a sărbători alături de profesori. După această perioadă, ei își pot clădi un viitor, fie la o facultate, fie la un loc de muncă.